Panică în Hunedoara, într-un cartier din apropierea pieței Obor. Parterul unui bloc de locuințe a izbucnit în flăcări, iar oamenii s-au panicat teribil când s-au trezit cu fumul gros în locuințe. Au sunat imediat la 112, iar 27 de persoane au fost evacuate din bloc de pompierii care au intervenit de urgență la fața locului. Incendiul a izbucnit în apartamentul unui bătrân care, spun martorii, a uitat să oprească butelia. O ce fum dintr-o dată și tot în gând și o palzam sus. Un om bătrân într-o cameră și de la el nu opri butelia și îi podi dintr-o dată. Oamenii s-au panicat când s-au trezit cu fumul în locuințe. Unii dintre ei au fost evacuați de pompieri, iar alții s-au speriat și au sărit pe geamuri. Vă șocată! Stăteam în casă cu geamul deschis și când am văzut mult fum negru intra în casa mea, de m-am unecat, nu mai aveam aer. Și prin bezna aia, de bea am reușit să ies afară din bloc. L-a un bătrân de aici, de la partierul, l-a făcut, dar nu știu ce poți, că eu nu am fost în casă la mine, eu am fost mai, eu s-am partiat dincolo. Fost la mine și am sărit pe jean, că s-a umplut casa la oameni de fum. Atâta și altceva. V-a fost frică? Dar cum să nu fie, cred, am fost și în salvare când i-a luat tensiunea și nu ce nu, că nu ai nimic ca zice. Așa cum am auzit răgâtul de fumul ăla. Dacă nu mă ne scoteau de aici, la partea pe jam, cred că... Nu, venind de la piață, am văzut că ia să fum, am fugit aici în spate, am văzut că nu mai poate, e blocat, lumea e blocată, nu se poate face nimic. Am văzut că au venit pompierii, am fugit în spate și eu la ei și au ajutat, ajută-ne la scară. Am ajutat la scară și un copil deja s-a aruncat de pe geam la un vecin. Și am sărit repede în ajutor, m-am sărit pe gard, l-am prins copilul și am scăpat un copil și restul coborâ pe scară din spate, că n-aveau șanse să mai iese din bloc niciun afară. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje și au evacuat 27 de locatari. Am avut un incendiu, izbucnit la unul dintre apartamentele dispuse la parterul blocului, cu degajări masive de fum, mai multe persoane surprinse la etajele superioare ale imobilului, care au necesitat evacuarea și acordare de îngrijiri medicale. Au fost evacuate 27 de persoane, dintre care o persoană a fost transportată la CPU Hunedoara. Blocul în care a izbucnit incendiul aparține primăriei Hunedoara și are 104 locuințe sociale.